Și după aia tu spui că vrei sau că nu vrei. Dar ai creat un haos în casa asta, înțelege-mă, deja te detest, mi-e silă de tine, ești mizerabilă, uite-te ce-i pe jos. Fata asta, fără să-i spun eu nimic, aseară s-a apucat să a șters masa. Ție nu-ți-e rușine să te uiți în oglindă față de tine că ai venit în casa asta să-ți bagi joc de casa doi copii care știi bine și vezi că se joacă pe jos. Hai să vedem un pic ce se întâmplă aici în bucătăria asta. Uite, se lipesc papucii, ai spălat cu aceeași apă, și în bucătărie, și pe hol, și în baie. Greșește, tu poți să spui... Am spălat și am schimbat apa. Uite-le aici, uite-le cum arată, o femeie gospodină, să te vadă, uite-te ce ai făcut, uite-te apa mizerabilă, ai lăsat-o pe jos. Soția ta de asta a plecat, de focul tău a plecat. Oare? Sigur, eu de când sunt în casă la voi, nu ne-am certat. Dacă așa face și așa... Ești locul durat, ce să-ți fac? Lasă-mă să vorbesc, că-ți dau cu găleata aia în cap. Vreau să ieșim și să vedem pârtia și Brașovul. Dar ce poți să ieși tu la plimbare? Dar ce, tu ai venit aici la cum să-ți petrești timpul liber sau ai venit să despuși ceea ce ai făcut? Astăzi este programul meu. Deci dacă tu vrei să cureți mizeria și jegul și nu mă știu după mine, ești liber. Eu zic că un om normal poate să stea să vorbim omenește fără să faci crezerea asta de isterie. Poate că ție ți se pare treaba asta, eu stau liniștit, te ascult, nu știu ce... Nu știu ce încerci să faci acum. Da, faptul că treci la o strămă, la alta, pe mine mă sperie. Nu. Deci am zis cu pârtia și cu Brașovul și surprinderea mea pentru copii este că o să mergem la un fast food, pentru că copiii mei așa se duc, și o să vă cumpăr ce vreți voi. Da? Da. Ia spune.